Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la această etalare. Este o etalare generală. Dacă titlul vi se potrivește, este pentru dumneavoastră această etalare. Nu uitați că, fiind generală, nu toate elementele de aici vi se potrivesc. Puteți urmări această etalare dacă aveți anumite frământări. Eu sunt bucuroasă să utilizez acest tarot al meu, vedeți? Mi-am confecționat, este al doilea set de cărți de tarot pe care îl confecționez. Așadar, haideți să vedem care este energia acestui moment, dragii mei, pentru voi cei care priviți acest clip, ok? Două secunde, pentru că nu am descântat cărțile și deja au început să cadă. Aș vrea doar să le descând. Haideți să vedem, să ne arătați. Voi începe cu tarotul, să ne arate care sunt mesajele importante pentru voi, ce mesaje importante trebuie voi să auziți. Ups, nu cade. Bun. Ce mesaje trebuie să auziți? Ok. Așteptați, așteptați și așteptați. Însă nu simt doar energia dumneavoastră. Vedeți, în această așteptare simt și energia sau o situație exterioară vouă. Fie a unei persoane, fie o situație anume. Vă gândiți foarte mult, dar sunteți încrezători. Sunteți încrezători, sunteți optimiști. Există o formă foarte mare de optimism pe care o văd la dumneavoastră. Haideți să vedem ce ar împiedica această formă de optimism. De ce sunteți totuși în această stare de așteptare? De ce nu acționați? Pentru că nu văd că faceți ceva. Nu văd că vă mișcați nici voi, nici o persoană anume. Poate fi persoana la care voi vă gândiți sau o situație anume. Spre exemplu, dacă vreți să se deblocheze o situație financiară sau serviciu, vedeți, nu se deblochează. Deci nu se întâmplă nimic, dar să vedem ce blochează această situație. Anumite legi, anumite acte pentru câțiva dintre dumneavoastră sau un adevăr nespus. Cineva a ascuns adevărul, cineva nu și-a arătat adevărata față, cineva nu a vorbit la timp, lipsa unei comunicări totale sau parțiale, depinde de caz. Deci câțiva dintre voi ați vorbit de mult, acum nu mai vorbiți, iar pentru alții ați luat această comunicare, însă, din păcate, vedeți, nu este o comunicare care este tocmai sinceră, nu văd sinceritate. Și probabil de aceea așteptați să vedeți cum trebuie dumneavoastră să acționați. Dacă persoana respectivă e sinceră, dacă situația ce vi se prezintă necesită investiție din partea dumneavoastră, dacă situației respective puteți să îi faceți încredere, da? Este fiabilă persoana respectivă sau situația sau oferta respectivă. Haideți să vedem, mai mult văd că este pe plan sentimental. Dumneavoastră văd că aici vreți această a doua șansă, vreți să clarificați lucrurile, foarte mult vreți să clarificați aceste lucruri și voi și persoana voastră. Ambii doriți această clarificare. Văd un pic o gândire repetată a dumneavoastră pe timp de seară, pe timp de noapte, gândiți, da, și voi și persoana voastră, vedeți? Uitați-vă aici. Și voi vă gândiți la această persoană și această persoană se gândește la voi. Și mai ales noaptea, da, seara. Haideți să vedem în trecut ce a făcut probabil această ruptură sau ce s-a întâmplat în trecut, să vedem două cărți despre trecut. Prima carte, separare. Da? Separare între voi și această persoană, o ruptură definitivă pentru unii, o considerați pentru alții, vă doriți ca această ruptură să fie temporară, un sacrificiu din partea dumneavoastră, eforturi, tristețe, necaz, boală, foarte, foarte mare, cum să vă zic, acolo unde era o relație de trio, suferință foarte mare, parcă un doliu,
Și această separare s-a întâmplat de mai bine de 3 luni în unele cazuri, pentru câțiva dintre dumneavoastră recent, însă eu cred că este vorba despre 3 luni. Dumneavoastră ați avut încredere în voi, ați rămas o persoană, vedeți, stabilă, determinată, nu v-ați clintit în fața celeilalte persoane sau situației ce v-a fost prezentată, nu ați fost vulnerabil și foarte bine ați făcut. Ați avut această vulnerabilitate, ați suferit, însă în momentul despărțirii, sau mai bine zis după această despărțire, după această separare, ați început să simțiți efectele, dar în momentul separării ați plecat cu capul sus. Da? Ați menținut aceste principii, aceste valori, această distanță emoțională, nu ați arătat această suferință, chiar dacă au existat anumite persoane dintre dumneavoastră care au încercat să facă totul pentru a avea o a doua șansă, totul pentru a repara. Ați încercat să reparați prin mesaje, prin cântece, prin transmiterea unor idei, unor informații, unor idei filozofice și așa mai departe. Ați încercat, însă nu s-a reușit și ați suferit. Să știți, suferința este de partea ambilor, mai ales acolo unde este un triunghi amoros. Viitorul, haideți să vedem viitorul cum sună pentru voi. Oh, wow, doiul de cupe. Aici o întâlnire cu acest suflet pereche sau suflet geaman. În orice caz, spre asta sperați, nu numai voi și persoana respectivă. Apare această întâlnire, apare această împăcare. Țineți foarte mult la această idee de suflete gemene, suflete pereche și voi și persoana voastră. Aveți puterea necesară să treceți peste această înjunghiere pe la spate pe care o considerați că cineva v-a făcut-o. Da? Veți termina cu această idee, cu această noțiune negativă. Câțiva dintre dumneavoastră aveți în continuare o gândire oarecum negativă, chiar dacă aveți speranța aceasta, chiar dacă vă gândiți noaptea la cum o să fie, dacă vă împăcați, dacă vine, acum vreți, acum nu vreți, însă cert este că veți găsi forța necesară să distingeți ceea ce este real și ceea ce s-ar putea întâmpla. Okay? Deci real este că există această separare în acest moment, această suferință, această lipsă de comunicare sau o comunicare infructuoasă care nu aduce nimic bun. Da? Însă majoritatea există o lipsă totală de comunicare. Aceasta este realitatea. Faceți față cu brio acestei realități, porniți înainte cu optimism. Pentru că distingeți ceea ce poate fi real în viitorul apropiat sau nu. Și real și palpabil sunt sentimentele pe care le aveți pentru această persoană. Asta nu înseamnă că vreți sau nu să fiți cu această persoană din nou. Înseamnă că real simțiți că este sufletul vostru pereche. Ok? Haideți să vedem ce vine din exteriorul dumneavoastră și voi nu vă dați seama. Este determinarea persoanei respective. Simt o persoană brunețică și o persoană șatenă cu părul mai roșcovan, așa, brunețică, tenul alb, această persoană, o persoană determinată, o persoană sigură pe ea, o energie care vrea să descopere trecutul exact, o energie care s-a îndepărtat de această conexiune de suflete pereche pentru că așa a considerat că trebuia să facă. Da, acum 8 săptămâni pentru câțiva dintre dumneavoastră, 8 luni pentru alții, această persoană, femeie, bărbat, puțin contează, s-a îndepărtat de această conexiune pentru că așa trebuia, așa a considerat. Ceea ce nu vedeți dumneavoastră că se va întâmpla este pur și simplu, vedeți aici, este acest cuplu perfect, regina și regele de spade, care nu-și mai vorbesc, care ambii au considerat gata plec, gata întrerup, ce? Această conexiune, ați negat și voi și persoana respectivă.
voi ați negat-o în momentul în care ați început să suferiți și ați văzut că reîntoarcerea acestei persoane nu mai este posibilă sau nu mai credeți în această reîntoarcere. Și ați încercat să vă desprindeți unul de celălalt, să faceți cu tot ceea ce vă stă în putință să nu puneți suflet, da? Însă suferința este de partea ambilor, cărțile îmi indică acest lucru. De ceea ce vă este teamă, dar în același timp vă convine, este momentul acesta al turnului, momentul acesta de necunoscut, separarea aceasta care a creat un șoc emoțional în cazul ambilor, și vouă și persoanei respective. N-ați crezut că s-ar putea întâmpla, n-ați crezut, dar iată că s-a întâmplat și sfatul cărților pentru voi ar fi 10-le de cupe, ar fi să fiți fericiți, să căutați din nou fericirea acestei persoane sau să așteptați, pentru că e vorba despre așteptare, să mai răbdați un pic. Fie să căutați, fie să faceți ceva pentru a îndrepta lucrurile, da? Pentru că nu aveți nimic de pierdut, deja nu mai vorbiți, nu mai comunicați, deci nu vă ce ați pierde, sau să așteptați împăcarea cu această persoană. Viitorul este 10-le de cupe și 2-ul de cupe, însă sunt legate de această așteptare. Ok? Haideți să vedem, utilizând cărțile mele de oracol, ce este cu această așteptare. Ce ne pot spune cărțile de oracol privind această așteptare, dragii mei? Haideți să vedem ce este cu această așteptare, cât mai trebuie sau de cât timp are loc. Haideți să vedem ce este cu această așteptare. Ok. O relație de trio care pentru câțiva dintre voi durează de mai bine de 5 ani sau de 5 ani vă gândiți la această persoană, în orice caz de 5 ani s-ar putea să fiți cu altcineva și să vă gândiți la altcineva, este o relație triunghiulară care durează de ceva timp. Este o relație de trio, această așteptare, și cum v-am spus, implică trio, implică această suferință. Haideți să vedem doiul acesta de cupe, situația aceasta de trio, dar pe care voi simțiți că celălalt sau cealaltă este perechea potrivită pentru voi. Haideți să vedem doiul de cupe, să clarificăm această carte. Ok, aceasta s-a întors, o voi lua pe aceasta. 3 zile. Ok, cărțile mi arată că în 3 zile trebuie să faceți ceva, să participați, fie la împăcare, fie să scrieți, fie să manifestați ceva. Trebuie să faceți ceva în 3 zile, de acum în 3 zile, cu privire la această relație de suflete pereche, dacă vreți ca această relație de suflete pereche să se transforme în ceea ce vă doriți, în 10-le de cupe, fericire absolută, să treceți peste acest 3 de spade, această tristețe, această separare, acest triunghi amoros care datează în unele cazuri de 5 ani de zile. Deci e vorba de ani de zile aici. Orice ar fi, este vorba de ani de zile. Haideți să vedem momentul acesta de separare din exterior. S-a întors o carte. De 6 luni de zile cineva încearcă să facă niște acte care, și voi nu sunteți conștienți de acest lucru. Deci persoana la care voi vă gândiți, dacă este cu altcineva, încearcă să rezolve semnarea unor acte de cel puțin 6 luni de zile. Ok? Gemeni, vărsător, balanță foarte mult, rac, scorpion, pești, capricorn de asemenea, fecioară, da? Ca și semne zodiacale. Haideți să vedem momentul turnului, pentru că apare ca și teamă, dar ca și un moment bun. Da? De ce este un moment bun? În primul rând să aflăm de ce acest moment al turnului este un moment bun pentru voi. Pentru că ați rămas izolați, ați rămas singuri și de o lună de zile gândiți strict la această conexiune, strict la univers,
de ce vă readuce în minte această persoană dacă nu este în viața dumneavoastră, dacă nu este menită să fie. Care este scopul? Ok? Și v-ați izolat. Această izolare a făcut în așa fel încât voi să evoluați. Haideți să vedem, ok, această carte s-a întors, vreau să văd de ce vă este teamă de divorț, dorința cuiva, turnul, da, turnul oricum în tarot vorbește despre un divorț, deci dorința unei anumite persoane de a divorța. Fie este dorința dumneavoastră ca persoana cealaltă să divorțeze, fie voi, în orice caz apare de un an de zile. Nu cred că sunteți voi cei care doriți, este o persoana voastră care dorește acest divorț de un an de zile, al vostru sau al său. Dar atenție căci face ceva din punct de vedere legal această persoană și voi nu știți. Da? Sunt documente legale care se semnează de 6 luni de zile sau se încearcă. Ok? Haideți să vedem acest 10 de cupe, dacă putem afla ceva despre această fericire absolută care apare în viitorul dumneavoastră, această fericire absolută când va fi sau ceva, un timp anume sau ce trebuie dumneavoastră să mai știți legat de această, această dorință, această împlinire, o satisfacție. Ok, două cărți, plăcere, mesaj telefonic, e-mail. Într-o săptămână de zile, fie veți primi un mesaj telefonic, fie un e-mail și acest mesaj vă va oferi foarte multă plăcere, vă va oferi liniște sufletească. Da? Plăcere înseamnă liniște sufletească. Asta înseamnă că vă întâlniți, da? Înseamnă că veți primi acest mesaj. Ok, 10 de cupe. Poate să fie o întâlnire, pentru că aici vedem aceste persoane fericite. Da? Dragii mei, aceasta este etalarea care v-am propus astăzi. Sper să fie aflat elemente interesante. Mulțumesc din suflet pentru vizualizări. Vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragii mei!